Încă de la începutul lunii iunie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat campanie națională privind securitatea angajaților la locul de muncă. Inspectorii au verificat angajatorii dacă respectă măsurile pe care trebuie să le ia pentru a preveni accidentele pe șantierele temporare sau mobile. Neregulile nu au întârziat să apară, au fost găsite zeci de deficiențe pentru care s-au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale și amenzi. În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat acțiuni de control la un număr de 24 de angajatori, cu un număr de 251 de lucrători la momentul controlului, în urma căror au fost dispuse 53 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate și au fost aplicate 53 de sancțiuni contravenționale, dintre care 50 de avertismente și 3 amenzi în valoare totală de 11.000 de lei. Potrivit inspectorilor de muncă, cele mai frecvente deficiențe constatate au fost neîntreținerea căilor de circulație pe șantier, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă și neîntocmirea documentelor referitoare la verificarea schelelor de fațadă înainte de utilizare.